Salut, sunt Andy. Și mă întorc imediat, doar o idee genială și v-am dat peste cap. A început ca o glumă, dar acum nu e bună. Tot orașul strigă în cor. Hey, hey, cel mai mare, cel mai tare, dintre părcălii. Jake, sunt un pop, un factor, un artist, un spot. Fructul muzical. Probabil vă întrebați de ce sunt băgat până la coate în... Stați puțin, e puțin mai complicat, așa că o să o iau cu începutul. Nimic nu e mai rău decât detenția la bibliotecă. Da, parcă ai citit în închisoare. Iar Scorn este gardianul perfect. Ai deschis prea larg cartea. O să se rupă cotorul. Da, domnișoară Scorn. Încă puțin? Puțin? Așa. Ți-am spus, mai atinge o dată și am terminat cu poveștile. Nici să nu te gândești. Saliva ta reacționează cu substanțele din hârtie. Cred că nu vrei să strici revista, nu-i așa? Nu-i așa? Ce plăcere scârboasă de bibliotecar! Bună! Semnezi și tu petiția noastră? Este pentru o strângere de fonduri. Hei! Dacă nu vrei să o încurci, semnează aici! Bine? Ia spune-mi, câte nume avem până acum? Cu ultimul tip? 72. Asta va fi cea mai ușoară recompensă ca elevi pe care o vom lua vreodată. Da, și ăștia n-ar trebui excluși, este? Ei, ce e asta? Asta pare a fi o listă de nume. Cu un creier ca al tău, mă bucur că ești alături de noi. E, știu ce e asta. Sunt idei pentru noile voastre nume. De ce nu? Adică, gen, e atât de plictisitor. Poftim, am câteva. Urâtul Dam-Dam. Sau ce zici de obraznica Mecșoricica? Tontule, ne strici strângerea de fonduri. Strângere de fonduri? Dar pentru ce? Nu e treaba ta, nătărăule. Lasă-mă să ghicesc. Ziua transpirației? De fapt, este ziua fratelui care face în pat. Iar tu ești tipul din afiș. Cereți scuze. Dacă o rupi, ești mort. Stai, Danny. S-ar putea să te tai în ascuțimea limbii ei? Cap sec. Respirație de sconx. Ei, ce faceți aici? O petiție pentru o strângere de fonduri. De ce anume? Încă nu ne-am hotărât pentru ce să fie. Hei, am o sugestie. Ar trebui să veniți la mine în birou. E ceva în școală de care aș vrea să scap într-un fel sau altul. Ați înțeles? Dar de ce s-a uitat la mine când a spus că vrea să scape de ceva? Sunt sigur că te-ai obișnuit cu asta până acum. Dacă el crede că o să fie atât de ușor, înseamnă că nu-l cunoaște pe Andy Larkin, maestrul farselor de pretutindeni. Să mergem, prietene! Copiii eschimoșilor din Nord au mare nevoie de cărți. Strângerea voastră de fonduri i-ar ajuta foarte mult în realizarea unei biblioteci mobile. Ce ziceți de asta? Sună minunat, da! Ce Dumnezeu mai e și asta? Parcă ar veni de la gura de aerisire. Îngrijit.